1, 2, 3, 4. Cântăm un vers din melodia populară. Un pahar cu vin și o plăcință. Te întreb despre ce este mesajul. Fiecare interpret trebuie să aibă fișca lui. Milioanele să fie. Na, bani, dă-ne un cânt. Fișca cu chepca. Asta, chepca asta eu port datorită lui Marin Capșon. Eu dacă scot chipiul din cap, nu-s carismatic. Scandal peste scandal. Dacă n-ai piesă, șezi acasă, nu ieși. Unele lucruri care se întâmplă. Mă doare foarte tare că mama nu și-o a văzut încă nepot. Ce-a stat la baza acestei, nu știu, decizii? Prostia ei, cred că. Scânți melodiile și oamenii să nu le cunoască, pur și simplu. Te strezi zic că, wow, da, și s-a așezat cu coronavion și s-a dus și a venit. S-a întors nemulțumit. Omul are de drept să plângă. Prin taxiuri, ni spălat, ni mâncat. Organizatorii câteodată sunt irresponsabili. Hai să dăm un gât și mergem mai departe. Noroc! Invitatul nostru special este interpretul Valentin Hnica. Vorbim în această seară despre melodiile de milioane, să fie, așa cum spune el, concerte, hate, dar și alte evenimente care s-au întâmplat în viața interpretului. Din start vrem să aducem sincere mulțumiri partenerilor noștri care ne susțin. Valentin, te salut și bine ai venit la noi la podcast. Salutare și bine v-am găsit. Cum ești? Foarte bine. Noi ne-am pregătit frumos, o să servim un pahar de compot. De compot. Și plăcinte. Dar noi o să le spunem lor că este vin. Bine. O să servim și o să cântăm un vers din melodia populară. Cu mare drag. Noroc. Noroc. Cum e versul popular, apropo, sau refrenul? Un pahar cu vin și o plăcință, că iar te face fericit și rău nu-ți faci nică. Mulțumesc foarte mult. Noi o să luăm de la început și o să luăm probabil pe calea profesională mai întâi. Ok. Eu, sincer, te-am cunoscut acum vreo 9 ani cu o piesă pe YouTube, însoțită de un videoclip, se numește Iubita mea. Da, cu care am debutat în 2013. Doamne ferește cât hate-ul a adunat melodie și în comentarii. Nu știu de ce. Probabil vorba de videoclip. Cumva i-am uitat și în ultima perioadă ce comentau oamenii, gen că videoclipul e un pic așa, nu știu, mai puțin legat de melodie. Cum, care a fost mesajul? Ce ați vrut voi prin regie acestui videoclip să redați atunci? Uite, eu atunci singur nu înțelegem multe de ce înseamnă videoclipuri. Muzică poate puțin mai mult, dar videoclipuri mai puțin. Ce am vrut să redăm noi, eu singur nu știu, atunci m-am lăsat pe mâna. Da, eu mi-aduc aminte, apropo, ați legat de urmă la automobil un lanț de băncuță. De... Da, da, da. Asta e bine, când este și hate și, nu știu, comentarii pozitive și constructive, e foarte bine. Eu am primit totul, am selectat doar ce am avut nevoie și mergem mai departe. Nu a fost o idee din start ca noi să, că vrem să redăm ceva sau să învățăm cineva ceva. Pur și simplu am filmat un videoclip la o piesă. Deci cumva regia acestui videoclip, dacă să ne întoarcem peste ani și să te întreb despre ce este mesajul, cumva mai sofisticat este mesajul, nu cunoaște despre ce este vorba și... Dar cumva melodia asta, chiar dacă adunat așa puțin de el hate, hai să-i spunem, te-a remarcat totuși. În schimb, melodia asta a adus o groază de bani. E, practic, a fost temelia la tot ce am început eu să fac, știi? Pe atunci, mai puțin să înțelegeam videoclipuri, chestii, nici bugetul nu era atât de mare la clipul despre care noi vorbim. Nu că nu era atât de mare, eu nu mi-l permiteam. Ca să înțelegi cum a apărut în genere piesa asta și videoclipul ăsta, eu am, înainte cântam la anunț, da? Și aveam aparataj. Fiecare muzicant care cântă la anunț are aparataj. Uite, eu am vândut tot aparatajul, am strâns câteva mii de euro, da? Așa. Că l-am vândut. Și cu banii ăștia m-am dus la studioul Alexandru Rudovicencu, el pe atunci era în top, pentru ăștia care fac melodii așa mai de petreceri. M-am dus la dânsul, el ne-a arătat un demo, mie mi-a plăcut.
Și după care eu tot lui am spus, vreau să fac un videoclip, zic, dar eu nu prea cunosc în industria asta și nici cu Socol. Și el zice, păi am eu un cumătru. Dar merge vorba despre Oleg Butnaru. Uh-huh. El filmează videoclipuri foarte tare, da? De la artiști de top până, de exemplu, eu atunci eram abia la început. Și eu i-am spus câți bani am, ce buget am. Și el a spus, uite, noi putem să facem asta, 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 asta. Nu a mers vorba, că ne-am stăruit să ne învârtim cumva împrejur la un scenariu, de eu încă nu înțelegeam pe atunci nimic. El a făcut așa cum a înțeles el. Și eu am acceptat așa cum s-a primit. Bun. Nu știu dacă ți mai duce aminte pe atunci, perioada aia era și Muligambia populară. Și da, prima dată la Muligambia, pe Muligambia, pardon, te-am zărit, dar să recunoaștem și Carlos Dream s-au născut de pe Muligambia, adică cumva perioada 2012. Da, acolo apărie cui nu era lenic, băieții și eu, am apărut acolo. Băieții și de la Muligambia puneau și cu rost și fără rost acolo. Principalul acolo lumea îți vorbească aiurea că pagina se bucură de popularitate, așa că nu pot să zic că anume cei de la Da, o platformă, apropo, care pe mulți i-au aruncat în sus. Deși cumva se ducea negativ toată chestia asta, de foarte mulți au fost primit pozitiv mai apoi. Eu mai mult am observat în perioada aceea că fetele care s-au filmat în videoclip, uh-huh, ele au fost hate-uite. Unde ai apărut? Da, ele cumva erau cunoscute, nu știu, poate în cercuri ceva mai elitnei, să zicem așa, vorba moldovanului. Și cumva îi comentau unde ai apărut pe fete, știi, da. Că să zic anume eu ceva am făcut greșit, n-am ce zic, parcă am cântat binișor, parcă am încercat mișcările să fie interesante, să prindă la cameră. Poate nu era momentul potrivit, adică anii potriviți pentru astfel fel de clip. Nu știu ce să spun. Atunci aveai, dacă nu greșesc eu, 16... 16? Dacă nu doar așa. Nu, mai era... Cineva comenta că 16, de asta și... 15-16 ani aveam. Da, da. Deci ce vrei la foarte un copil de 15-16 ani? Eu încă majoratul nu aveam, nu când mă gândesc. Și fete frumoase, și poliții, cu fete și multe chestii actuale. După perioada cu hate, comentarii, melodia populară, Alexandru Lozanciuc pentru tine este o nouă răsuflare. Da, știi că eu, tot timpul după ce mă plictisez ceva, încerc să mă reinventez. Eu foarte repede mă orientez. Asta este marele meu plus, care m-a ajutat foarte mult în viață. Și atunci cătam ceva, de mi-era plictisitor. După ce am făcut melodia aceasta, au trecut o perioadă de timp. Ne-a vrut 2-3 ani. Da, eu tot mă duceam la un studio, la altul. Și toți încercau numai să-ți vândă ceva. Adică pe deși nu interesau, o să aibă asta succes, ori n-a să aibă, ori a sprindă, ori n-a sprindă. Pentru ei conta să leși bani acolo la dânși. Eu având așa, cum să zic, un instinct de asta dezvoltat prin dvorurile Chișinăului, cum să zic, trebuie să le zic dvoruri la cartiere, da? Eu îi simțeam ce intenții au ei, da? Și fugeam de ei. Foarte, chiar am primit și sunete de la dita mai artiști de la noi care m-au invitat la o cafea, îmi propuneau, ia că noi avem o oră bună la radio, nu știu care, dacă vrei să o cumperi. Era percepția asta că eu am bani, dar nu știu de unde era percepția asta. Videoclipul era de milioane acolo. Te-ți credeau că eu am mulți bani, știi? Pe atunci, apropo, imaginea videoclipului tău era foarte rar, foarte puțin. Arăta adică foarte bine, asta vreau să spun, da, pentru că nu cunosc bugetul, dar arăta de... piesă bună, bună. Și spun, toți credeau că eu am bani și mă scoteau la cafele, că ia că eu am o piesă, că uite așa, dar noi avem o oră bună la radio asta, dar noi avem o oră bună la emisiunea asta sau mai pe scurt ceva de genul. Și eu tot fugeam de ei, nu îmi plăcea și îmi propuneau ei. În primul rând nu era pentru mine, în al doilea rând simțeam că nimic mai mult decât bani, știi, interesa. Cu toate că eu, tot timp când am avut nevoie de bani, eu am găsit, din pământ am găsit, ca să realizez ceva. Și tot așa, cătând, un prieten de-a meu a făcut nuntă.
Stăteam noi la masă și el îmi spune, ai invidiere că la mine ați venit Alexandru Lozanciuc. Dar noi ne-am intersectat într-un studio cu domnul Alexandru. El să știe bine cu Alexandru Dovicencu, care prima melodie cu care am colaborat. L-am sunat pe Alexandru Dovicencu și i-am spus, poate cu domnul Alexandru Lozanciuc, acolo de făcut un duet, zic, m-ar ajuta mult, știi? Și el zic, hai că organizeam. Zis și făcut. Am plătit băieții care filmau acolo la nuntă. Am cu domnul Alexandru am convenit două melodii care am putea să le cântăm împreună. Încărcat pe YouTube și foc la ghete. Și-o mărs, apropo, piesa asta. O mărs. Iar am făcut bani. E bine, dacă știi cum... N-am făcut, poate cineva crede că eu când zic că iar am făcut bani, poate crede că am făcut bani din YouTube. Nici pe departe. Bani din petreceri. Am făcut. Practic de la un nivel la alt nivel, de la un nivel la alt nivel. Și atunci era o perioadă când domnul Alexandru Lozanciuc era foarte solicitat. Și peste tot unde el apare, lumea viziona. Lumea mai apăreți cu... piesa și lui Ionel Istrati pe Da, cam era plus minus în perioada aceea, știi? Și se vorbea mult despre dânsul și cumva el m-a ajutat. O cărămidă la temelia mea, știi? Indiferent că piesele erau comerciale sau nu comerciale, știi? M-a ajutat foarte mult. Mulțumesc domnului Alexandru Lozanciuc să-i mai dai Dumnezeu încă 100 de ani înainte. Cum este el ca om? Un om? Jos pălăria. Pe mine când mă sună cineva și mă întreabă, dar mă sună lumea, uite, de când eu am pușcat pe piață, mă sună un client, da, să zic. Uite, noi vrem ca tu să vii la petrecerea noastră. Zic, din păcate, nu mai reușesc. Ia, că pe data cu tare am întâlnit, aș fizic nu reușesc. Oamenii m-au invitat și pe 10 minute. Eu nu reușeam, 10 minute să vii și m-a dat tot să cer bani pentru o oră. Și ce am vrut să zic? Când nu reușesc, eu primul pe care îl propun este domnul Alexandru Lozanciuc. Chiar nu de mult. M-a sunat nașii. Iarăși să mă iei, eu nu puteam, 5 august, full, vineau nunțele, eu fizic nu reușeam. L-am invitat pe domnul Alexandru pe o oră de vreme, tot eu l-am recomandat. M-a întrebat, cine puteți să recomand? Domnul Alexandru Lozanciuc, om carismatic și face veselii. După care m-a invitat și pe mine, pentru 10 minute. Eu am ajuns la masa mare. Nașul i-a zis, stop, pus-o pe masă și în platou de dans. Valentin Nică au cântat 10 minute și-a luat bănuțul și-a plecat. N-am cântat 10 minute deoarece eu am vrut. Asta a fost dorința nașilor. Eu zic, băi, indiferent, un cântic, dar vine. Vine că tu la noi în familie ești numărul 1. Adică, sau, nu știu, playlist-ul începe cu tine la noi în familie. Da, eu apropo de timpul pentru concerte, pentru nunțe, o să revin pe subiectul ăsta. După interpretul, producătorul Alexandru Lozanciuc, pentru tine vine cumva, nu știu, o perioadă care cunoști mai mulți autori de piese, producători, urmează colaborarea cu Căpușon. Da. Asta vine deja în 2018, dacă eu mă mai... 17 sau 18, eu singur nu țin minte atâtea evenimente când nu sunt... Cum v-ați cunoscut? Eu i-am scris, eu am văzut că a început... Eu de mult îl urmăresc pe Marian, dar nu știam că el face muzică de petrecere. Și tot timpul acolo undeva mă gândeam, da poate Marian, eu tot timpul cătam pe cineva, cine să-mi scrie o melodie. Că eu am făcut colaborarea cu domnul Alexandru Lozanciuc, dar asta nu înseamnă că este piesele mele sau e cartea mea de vizite. Dar pur și simplu m-a scos în evidență. Și eu cătam pe cineva, i-am scris lui Marin. Marin atunci era foarte selectiv, adică nu lucra cu cine chică. Nu știu, eu cred tare mult în soartă. În destin, în soartă, da? Eu i-am scris și el cumva a acceptat. Noi ne-am întâlnit. I-am spus, Marian, uite așa. El ne-a stat, mi-a spus care sunt prietenii, dacă mă aranjează, i-am spus că mă aranjează. Și am trecut la treabă. El mi-a propus prima piesă, Băcluc.
În piesa aceea s-a investit foarte mulți bani. Nu adică în piesă, în proiect. Piesă împreună cu videoclip. Masovcă, 100 de oameni. Că să înțeleagă lumea, masovcă, oamenii care au participat la filmări. Uh-huh. Echipa de filmare, nu știu, cred că erau vreo 10 oameni. Actori, cei mai buni actori, nu știu dacă ai privit videoclipul ăsta, acolo e film. Nu mi-aduc aminte. Film adevărat. Cum preotul îi dă un chișor în cheplu, nu știu cui, acolo și rupe masa, acolo așa de tot s-a făcut la nivel. Am făcut piesa asta cu părere de rău, ei atunci nu am pușcat. Am investit, dacă nu greșesc, vreo 7.000 de euro. Cam cel puțin, da, o sumă bunișoară. Eu am investit, nu că era ultimii bani și zic că... Ai investit probabil suflet pentru... Sumă mare, dar eu avem așteptări. Au făcut, nu știu, în 3 luni de zile 100.000 de vizualizări. Bine, eu nu m-am bucurat de vizualizări, dar în schimb mă contactau cei de pe la televiziune singuri. Mă contactau și mă invitau să discutăm despre videoclip. Adică aici îți primești, știi, că nu cantitate, dar calitate a fost publicul, știi? S-au uitat cei care nu mi trebuiau și m-au invitat la emisiuni. Eu vorbeam despre videoclipul ăsta și cumva mi-a adus popularitate pe alt cale. Cânticul poate nu este atât de cunoscut, dar în schimb tot a făcut o leacă de fumăraie, cum s-ar zice. După care eu zic lui Marin, eu pe 3 luni vreau altă piesă, el și Valentin, nu mai vreau să mai scriu. Zic, deși el și eu am pus mari speranțe pe piesa asta, în gene proiectul ăsta. Uh-huh. Și cumva mi-e oarecum să merg mai departe cu tine, știi? Nu că tu nu ai fi talentat, doar că trebuie să mai fac eu curat în ideile mele. Și eu am insistat, nu, Marin, ne-am întâlnit chiar la o bere și zic, eu vreau, indiferent ce-o fi, și el zice, dar cum așa, arunci cu banii în stânga și în dreapta, că iar cheltuieli și 3 luni de zile, îți dai seama. Eu zic, eu vreau. Marin vine cu o idee fenomenală. Astă seară se însoară un frate de-a meu. Și-a împușcat bine. A împușcat această piesă. Asta, chepca asta eu port datorită lui Marin Capșon. Să înțeleg fișca cu chepca să ia de la Capșon, totuși. Da, asta e fișca lui Valentin Nica, invitată de Marin Capșon. Marin Crețu Capșon. Și e chepca de azi. Da, e chepca de azi. Eu până de atunci, uite câți ani a trecut, în 2007. Și păstrează, văd eu, e într-o da, e chepca asta. Să știi că primul videoclip care l-am filmat, la care a participat și Marin, cu piesa Bucluc, da? Am filmat fără chipiu, ne-am axat pe altceva. Și după care Marin, când a venit cu următoarea piesă, zice, băi, dă să încercăm o fișcă. Dar eu și eu cu chipiu, parcă și eu moșneac, parcă nu știu ce pe acolo. Și Marin, fă așa cum îți zic eu. Pus chipiu și foc la ghete. Eu am înțeles, după ce am pușcat această piesă, Marin era arhi solicitat, pur și simplu eu l-am rugat să lucrăm în continuare. Nu că el nu vrea, dar spunea că încă nu are o idee care să mă reprezinte și trebuie să mai aștept. Trecus un an de zile, între timp eu am înțeles că asta e o fișcă care prinde foarte bine. Fiecare interpret trebuie să aibă fișca lui. Tu dacă nu ești fișcă, nu ai șansă să ajungi brand. În 2022 sau în vremurile care trăim noi, e foarte important să fii brand. Că să fii brand trebuie să ai o fișcă, ceva al tău. Ni fiind brand, foarte repede dispare. Chestiile astea cu amăgeala asta pe TikTok, fumăraia asta, că nu știu ce este, tare repede lumea te uită. Și ce am vrut să spun eu? După care am mers la Bogdan Dascal. Bun autor și ăsta. Următoarea colaborare. Marin nu a putut să ne ofere o piesă atunci. Și am mers la Bogdan Dascal. Foarte talentat om. Idei fenomenale.
Ei toți sunt talentați și toți sunt buni. Și au istorie. Au și istorie, da. Dar sunt talentați și sunt buni atât timp cât nu au vândut multe idei. Înțelegi? Ideile bune se nasc în timp. Eu când am mers la Bogdan și l-am rugat, Bogdan, uite, știu că scrie, fain, scrie ceva pentru mine. El deja avea piesa asta. Și de asta eu spun, ideile bune se nasc în timp. E puțin probabil ca un compozitor să-ți oferi 10 hituri la rând. Numai, poți să le oferi numai în cazul când ideile astea au fost cumva... Iarăși în timp, totuși. În timp, cumva, ei le-o copt. Dar dacă spune, nu știu, să duci acolo pe mazul, pe malul muntelui și începe a scrie, pur și simplu, de-am atâtea texte am cumpărat și atâtea melodii am făcut, că încep să mă conving în asta, știi? Am apelat la Bogdan, pahar cu vin. Și o plăcințică, și asta a devenit... Asta cartea de vizită. Dar să nu uităm că foarte mult până a buhnit cânticul ăsta a contribuit foarte mult astă seară să-mi soară un frate de-a meu compus de Capșon. Este foarte important. Deoarece un an de zile până eu am scos un pahar de vin, piesa asta înnebunea lumea la anunț. Eu am făcut, nu știu, cred că într-un an de zile vreo 3 milioane, 4 milioane la... piesa compusă de Capșon, astă țară, să-mi soară un frate de-a meu, după care vine un pahar cu vin și o plăcințică. Rupitet. Pur și simplu rupitet. Italia, de acolo te-ți dansau. Nu înțelegeai care e moldovan și care e italian. Când cădau un pahar de vin și o plăcințică, te-ți dansau. Dacă intrai în sală și zici că este moldovan sau acela italian, nu puteai să zici care, că te-ți dansau. Nunțile, balurile... Eu pur și simplu nu făceam față să răspund, să vizionez cel puțin mesajele care ne-l trimit mie lumea pe Facebook. Că lumea, na, filma cineva care l-am, poate, eu nu-l cunosc, dar poate l-am în prieteni Facebook. Uite la mine în ogradă, până la 4, chiar filmează ceas, uite 4 dimineața, ăștia nebuni ăștia ascultă un pahar cu gen și o plășințic. Părinții mă întâlneau, nu știu, la concert prin diaspora sau pe la anunț. Păi copilul ăsta ne-a ros urechile cu cânticul ăsta tău și ai pus între însă, știi? Dar eu cred că a prins foarte mult stilul ăsta pe care îl abordez eu, chipiul, da? Asta e fișcă interesant. Copiii nu înțeleg. Mărg pe stradă, oriunde mărg, nu... Bine, în Marea Britanie, undeva, în Irlanda, cumva asta e ceva normal. Dar și-s dansante melodiile este că, mă, adică ele însuși ritmul la melodie. Da, dar dacă nu ești, poți să fii cât dansante n-or fi și cât de interesante n-or fi. Eu stăteam, zilele astea am fost la un concert. Acolo era un om serios. Dacă vrei și financiar, dacă vrei și intelectual și tot așa mai departe. Spus, ești foarte carismatic. Eu dacă scot chipiul din cap, eu nu sunt carismatic. Eu sunt serios. Totuși chep că asta îți poartă noroc. Da, să știi. Și de asta și spun, cumva am prins la copii, cred eu, din cauza chipiului. Și după care, îți dai seama, cu părinții, primele informații le află de la copii. Ei erau cei care porneau... Și care îți învățau să bine un pahar de vin, probabil. Nu, după 18, un pahar de vin, după 18, plășinte, poftim. Hai să dăm un gât. Și mergem mai departe. Noroc. Iarăși milioane de vizualizări cu melodia Milioanele să fie, altă compoziție. De lui Bogdan Dascăl. Dascăl. Această melodie sau ideea versurilor acestei melodii se datorează faptului că, într-adevăr, toate melodiile tale practic au milioane de vizualizări? Uite, n-a stat niciodată de vorbă cu Bogdan pe subiectul ăsta. Dar mă gândesc eu într-o oarecare măsură, poate că da. Bogdan tot timpul se învârtește în jurul interpretului. Bogdan nu-i omul care să vândă orice. Cu toate că eu sunt mai mult decât sigur că el are sute de texte care încă stau acolo și nu le-a vândut la nimeni. Bogdan, dacă totodată dorești să facă niște bani,
Da. Că este invenit pentru el. Uh-huh. El în același timp n-a să-ți vândă orice. Și eu cred că el s-a învârtit cumva în, în jurul meu, știi, ca să-și dai seama ce... cu ce merge mai departe. El a copt undeva 9 luni de zile melodia asta. Eu de 9 luni de zile tu te duci la om cu bani. Na, bani, dă-mi un cântic. Dar n-am încă nic. Dar să mă duc eu la cei care... Ce mi-a plăcut foarte mult la Bogdan și la Marin Capșon, ăștia sunt oamenii care ei erau cu interesați ca eu să-mi pușc pe piață. Adică să am succes. Eu dădeam oricât ei cereau, câteodată puteți să ceri, eu vreau atât, dar eu zic, da, n-ați atât, mai mult, știi? Că eu știu că oamenii ăștia erau cu interesați ca eu să cresc. Dar eu unde simt atitudinea asta față de mine, eu nu jălesc banii. Eu banii să mai fac. Oameni care să fie cu interesați ca eu să cresc, mai greu de găsit. Și da, 9 luni de zile a durat până a făcut următoarea melodie și să știi că e hit. La fel ca și Asta Sar, la fel ca și un pahar de vin, oamenii o cântă în cor și milioanele. Da, eu mi-aduc aminte de Bogdan când a ieșit piesa de Ani Stoica, Butonaș. Mulți tot, ei, Butonaș, și eu stăteam și să vedeți voi piesa asta ce o să fac mai apoi. Și peste 2 ani piesa asta a ajuns în România. Și mulți, păi ce are e atât? Adică el cumva știa înșura foarte bine versurile, ideile astea de a vrea să mai revii, de a vrea să mai asculți. Da? Spre exemplu, mai ales în România ce s-a întâmplat cu piesa și pe TikTok și pe... Treaba este în felul următor. Nu tot ce prinde la noi prinde România și nu tot ce prinde România prinde la noi. Mm-hmm. Pentru țara noastră el poate scrie o piesă care să nu fie bună pentru țara noastră, e bună pentru România. Dar din multe alte motive, mulți din noi nu au practic șansă să se împuște pe piața românească. Chiar dacă acolo e amploare, o leac pe TikTok. TikTok-ul ăsta e o chestie de moment. E o chestie de amăjeal. Eu să-ți spun cum lucrează. Eu de-am atâți ani, eu am cântat mulți ani la nunț. Nunțele de la început până la sfârșit și am avut de-a facere cu oameni... Evident, trez și duceau acasă morți bieți. Am văzut bătăi unde eu scuipau dinții în palmă. Înțelegi ce vreau să zic cu asta? Eu mulți ani am mers spre asta, da? Am crescut cumva treptat. Doar că ce se întâmplă în România, o leacă e mai complicat și nu te-ți înțeleg. Oamenii nu sunt gata să arunce bani pentru că te-au văzut pe tine pe TikTok, că tu ai cântat cânticul lui Valentin Nica sau ai cântat cânticul lui Capșon și cumva e impresionat și ei pentru asta să-ți dai bani. Oamenii sunt foarte sceptici. Da. Așa că chestia asta cu TikTok-ul, asta tot e pe moment. Hiturile și tu fiind brand, asta te menține ani de zile și asta te hrănește. Ții dacă îți pare că azi ești un YouTuber, nu știu de care, și tu faci acolo bani pe reclamă și pe nu știu ce, și la tine tot e bine, asta e o chestie de timp, fratele meu. Atât timp cât tu n-ai început să fii un prezentator, totodată să-ți folosești imaginea că să fii un prezentator bun la evenimente, ca cumva să-ți dezvolți o altă latură. Lumea se plictisește de tine să te vadă mutra zeci de ani, tu nu mai ești interesant, lumea nu mai vrei să mai dai bani pe asta. Și cei care le pare cum pușca pe TikTok, am un cu nu știu ce, sunteți pistoale cu apă. Cum se zice la români. Și ai zis pe România, că am pușcat în România pe TikTok. Asta e o chestie de moment. În România, o piesă, în genere, cu o piesă, ca lumea să perceapă că e a ta, e trebuie să fie pe YouTube, pe o platformă care poți să asculti producția și să o vizualizezi cap-coadă. Da? Atunci, da. Tu poți să zici că ai avut succes în România sau nu știu unde. Dar acolo piața lucrează altfel. Acolo băieții maci și șmecheri trag de ață cum le place lor.
Și ești interesant atâta timp cât tu produci ceva interesant. Acolo foarte repede se termină istoria și povestea. Și interpreții foarte repede dispar acolo. Da, indiferent cât talentați. Atâta timp cât nu ai banul tău în buzunar, strategia ta și poziția ta, tu nu reprezinți nimic. Oameni talentați în țara asta, eu am învățat la colegii de muzică Ștefan Neagă. Uh-huh. Tu știi câți colegi talentați am eu, dar talentați. Te uiți, îi asculți și îți vine să plângi, să ridică, nu știu, pielea de găină să faci, știi? Dar nu-i să fii. Nu au. Cumva, carismatica asta nu au, nu au preză la public. Nu știu cum să gesticulez de chestiile astea. Aici că să ajungi... Hai să fim sinceri, și Lenoș avem foarte mulți care... Da, dar eu știu foarte mulți oameni care și la X Factor au mers în România și la Vocea României au fost și rezultate și au ajuns și în final au ajuns. Și eu, apropo, vorbesc de cazuri care sunt reale, da, bine, nu o să dau nume, unde deja din juri oamenii, da, artiști mari de România îl împinge, haide, fă ceva, și el până la urmă, nu e a mie asta, voi n-ați mai înțeles cu și piesă, eu vreau să... Ești copii care vin din familii care le-au dat tăiat, mure, sau poate le s-au ridicat cumva, știi, și... Dar nu poți să ridici nici, te-ți vorbesc, să ridică la cap, și să ridică la cap, dacă tu n-ai nici în buzunar. Nu, dar vezi că în opinia lor, probabil, cred că imaginea asta joacă un rol, că Edita mai stau 3 ani și mă gândesc ce o să mai fac, știi? Cum spui tu, să ridic, nu știu, stelele la cap sau cum corect să spune, și ieși acolo în oraș să impresionezi pe cineva. Nu, tu când te-ai așezat la o masă și la urmă trebuie să achizi, nu ce ai făcut cu toate stelele astea la cap? Ai să zici cu lui prietenul tău care l-ai invitat, ești achit tu cu mine, mă cheamă X sau Y? Nu lucrează așa. În ziua de azi foarte mult dictează buzunarul. Da, dacă ai în buzunar, da, tu poți, atunci stelele te ajută. Dar dacă n-ai nici în buzunar, stelele nu te ajută. Și fetele fug, și prietenii fug dacă vrei. Da, asta e caz, apropo, cunoscut pentru mine. Așa că stelele astea sunt doar pentru neamuri, știi? Că ea, că el a fost la emisiunea și ea, că el cânt cu ăsta. Bun, da. Noi și trăim cu aer. Nu știu. Și mâncă. Dimineață, dinează, seara, stomacul cere. Mm. Ceva de mâncat trebuie. Eu cred că nu-i vorba de stele aici, cum spui tu. Eu cred că la copiii ăștia le s-a dat tăt mură în gură, știi? Și ei știu că mai departe să le-ți dăie mură în gură și pentru ce eu să alerg? Să nu-ți pară că e atât de ușor să ajungi la 4 nunți într-o seară. Și să ajungi nu-i destul. Trebuie să le-și lumea mulțumită acolo. Tăi să trebuie zică, wow, au fost, aici au făcut o veselie. Să-l chemăm și la noi. Ce folos că tu anul ăsta ai prins 100 de nunți, da? Și tu te duci la tăi 100 și îți faci lajă. Și la anul nostru te mai chemi. Nu te cheamă nimeni, absolut. Eu mă uit la interpreții ăștia care... Uite, eu anul ăsta am fost invitat la foarte multe hramuri, nu, hai să zicem, hramuri de raioane. Uh-huh. Ce-mi plac mie la hramurile de raioane și eu le accept. În sate mai puțin accept hramurile, deoarece partea tehnică, mie eu nu pot, eu am cântat mulți ani la nunți, uh-huh, și cânt pe jiu. Eu nu pot să dau din buză. Și eu având libertate financiară, eu decât să mă duc să zic că uite așa l-au dat din buză, eu mă gândesc să stau acasă, că eu am ce mânca din alte activități. Și ce am vrut să spun? Am fost la hramuri de raioane, acolo apărătură faină, primarii investesc, primăriile astea cred că au mai mult bani pentru astfel de activi, de evenimente, și investesc bani în sonorizare, în scenă, lumini, tot. Păi vin artiștii ăștia, da? Nu toți. Și cântă pe fonogram, cum să zici, playback, da? Dă în buză. Cum, frate? Hai că eu îl înțeleg pe unul bătrân, care lumea știe, puteți, știi, că lumea nu-i proastă în ziua de azi. Înțelegi? Tu poți să amăgești niște, mă scuz de expresie,
niște băbuți și niște moșnești de pensate, da. Omul. Tinerii în ziua de azi, dar și ăștia care până în 40, cumva tehnica a evoluat, lumea de-a pricepe, știi? Cum să vii tu acolo să tăi apărătură de jumătate de milion de euro cu mama posibilităților și tu să cânti să dai din buză? Cum poți? Dar ție oare nu ți-e interesant? Băi, dar cum sun eu pe viu? Tu ca artist. Adică eu prin gesturile astea lor, eu înțeleg că ei pe dânsi nu se stimează, știi? Tu ca artist, oare nu ți-e interesant? Băi, dar cum aud eu live? Cum se reacționează lumea? Cum? Cum tu vrei să crești? Cum tu vrei să duci în România? Cum tu vrei să semnezi acolo, nu știu, cu o casă de discuri, nu știu ce acolo? Cântând pe faniere, dând în buză. O evoluat tot industria asta. Lumea dă din buză la ora actuală. Pe lângă Smoli, Capușon, Lozanciuc, Tarmis, apropo, am văzut o piesă, ați lucrat cu Milioanele și... Da, da. Uite, vreau să te întreb aici dacă ai piese sau vreo piesă care ți s-a propus și ai refuzat-o. Ceva nu ți-a plăcut, gen, băi, uite, nu merge asta sau nu merge ce e. Mai devreme, din mă refer din oameni care au autoritate și respectiv cumva... No, oamenii ăștia nu mi-au propus nicio piesă. Care s-o refuz? Anume... A, chiar Marin, ai mers tu la ei și... Da, Marin și cu... Dar ți s-o propus, apropo, piesă care le-ai refuzat și... Marin uh-huh. și Bogdan niciodată nu mi-au propus o piesă. Eu uh-huh. tot timpul am mers la ei. Și am spus, vreau o piesă. Dar ei așa de bine mă citeau sau mă citesc. Transmit probabil ceea ce tu vrei să redai. Că eu nu pot să refuz ceea ce îmi propun. Dar eu, după cum ți-am spus mai devreme, cred în destin, știi? Eu cred că dacă eu am apelat la oameni care eu am încredere, ei mi-au propus, eu indiferent ce-o fi, eu accept, investez bani, înseamnă că așa trebuie să fie, știi? Înseamnă că ideea asta, dacă a venit sau dacă mi-a propus, o posibil să aibă un impact, dacă un oarecare impact, dacă nu mare mediu, dar tot un impact, știi? Cumva să mă ajute, să mă scoată, nu știu, poate dintr-o... să abordez alt subiect, știi? Un alt stil, știi? Uh-huh. Sunt mai multe chestii acolo care noi le discutăm, deși așa, dar deși nu așa, știi? Acum noi dacă să discutăm tot asta, trebuie să filmăm vreo 3 ceasuri aici. Sau vreo 3 podcasturi la rând. Da, da. Mie îmi place că eu lucrez cu ei liber. Eu pot să le spun ce vreau eu și ei mă aud. Asta e foarte important. Niciodată n-am avut piese care să mi le propui și o să le refuz. Dialectul ăsta nostru, graiul ăsta nostru, mai moldovenesc, el place foarte mult, el place și peste prut. Ai avut cazuri când cineva ți-a ratat din deget, băi, cânt în limba română, ce folosiți voi moldovenismele astea atât în text, cam să călibit voi? Eu îi spun numai așa, uite la mine. Eu par... au om cealaltă care cântă în limba română. Sunt carismatic. Unde ai văzut un om carismatic să vorbească? Ce faci, frate? Cum ai la tine? Cum te... Nu știu ce pe acolo. Și, în primul rând, și-a putut în limba română. În Republica Moldova ai văzut un om carismatic care să prindă pe așa stilistică românească, cum spui tu acolo, nu știu. Ce îți dorești tu cu adevărat de la muzica ta?
cu adevărat de la muzica mea. Bani nu pot să spun că îmi doresc de la muzica mea. Dacă cineva crede că în Moldova se fac bani ca tu să mergi sticătă-i pe mașină, dar serios, măcar să treacă de 100.000 de euro. Bun, sunt câțiva. Uh-huh. Sunt câțiva, dar acolo e strategie, acolo e muncă intensă. Eu nu zic că este imposibil, dar sunt mai puține șanse, da? Bani nu doresc de la muzica mea, deoarece eu am o altă sursă de venit care mi-o fiere. Tot ce eu vreau, indiferent cât de scump sau de ieftin, familia mea nu duce lipsă de nimic absolut. Dacă eu am dus în copilărie, familia mea nu duce. Dacă vreau să cresc, nu știu, eu după cum ți-am spus, când mă plictisesc, încerc să mă reinventez. Încă nu m-am plictisit. Eu știu că mulți ani înainte, încă, eu am scris, da? Dacă n-am scris, am să investesc în muzică, că creează alți oameni pentru mine, da? Eu am buget și am să am bugete, ca tot timpul să scot ceva. La mine, în gener, e planificat așa, în fiecare an să scot 3 melodii, 3 videoclipuri. Eu încă nu m-am plictisit. Când am să mă plictisesc, eu am să știu exact care este următorul pas. Să vorbesc despre România. Nu vreau să vorbesc despre România. Acolo poți să te duci la o casă de discuri cu 100.000 de euro. Dar și cu 500.000 de euro poți să te duci. Și hai să încercăm să facem ceva, hai să nu știu ce e acolo. Șmecheri sunt destui că te lezi fără de bani. Și să-ți creeze iluzii că tu ești cineva sau ești cineva. E bun cum este, pe nicio fi. Când eu am să simt flacăra aceea, când am să fiu în cercurile și ele și eu am să simt că eu pot influența cercurile și ele, da? Acolo sunt niște cercuri care trebuie să ai cuvânt. Cum s-ar zice și... Știi că în ziua de azi, eu când eram mititel, la noi în ogradă, în cartier, se hotărau problemele pe paniatea. Fix asta există și peste tot. Indiferent că ești în Marea Britanie, ești... Tu dacă ești în cercul ceala, ești stimat, ești văzut cu ochi buni, tu ai cuvânt. Dar ce ai cuvânt, se poate de ajuns la un numitor comun. Uh-huh. Înțeleg ce vreau să zic, exact. Da? Și de asta nu spun despre România. Eu, de exemplu, la ora actuală, dacă hai să fim serioși, eu îmi permit să mă duc să dau cât e acolo să faci cu cineva un duet. 10, 20, 30 de mii de euro. Nu e că eu să mă duc cam ușa, mâine îți dau banii ăștia și am să fac un duet cu cineva. Mai departe, ce fac, spune ei. Și încă dacă îmi pușc cu melodia aia, încă am noroc. Cel puțin măcar în Moldova. Depinde cu cine faci duet, apropo. Nu, la 20, spun eu, la 20-30 de mii de euro... Faci un duet. Eu sunt informat. Cel mai dai un sunet la cumătru și se organizează acolo. Și facem noi, cine facem noi fără cumătru. Da. Asta e legea universului, indiferent unde ne-am aflat. Și fac, și ce fac eu mai departe? Bine, dacă îmi puști cu melodia aceea, măcar Moldova ori să vorbească despre tine, știi? Dar dacă nu ai pușcat, ce ai făcut? Eu mai bine de bani ce mă duc în 3 vacanțe. Deși ele, wow. Nu are rost. Atât timp cât tu nu simți că pe platforma aceea ești influent sau lumea măcar te aude și burghești și vrei cumva să te ajuti. Nu ai șicata acolo. Cu chepcă, cu toate cele care sunt de acum văzute de noi, așa mergi mai departe? Stilul ăsta? Da. Eu aș aborda fix acest stil și în România. Fix. El ar prinde... Nu că ar prinde, dar am pușca. Tu cu astfel de stilistică, tu nu ai putea să prinzi în Marea Britanie, în Irlanda, de exemplu, acolo unde asta e ceva obișnuit. În Republica Moldova, România,
să zicem, Ucraina, poate, cu toate că Sarmania, mâia, nu cred că nu le ia muzică, ai putea să prinzi pe piața rusă, știi? Dacă să fii, dar eu acolo nu mă văd, mie nu-mi place, în general, nu-mi place de ce înseamnă Rusia până ce-o fi. Poate nu până ce-o fi, dar eu am fost acolo. Nimic interesant. Și aș merge așa mai departe. Nu mă văd. În genere, pe ani trece, noi îmbătrânim. Mi-a pare că te-un persor prin cap. Asta e salvare. Enormă. Și peste ani, tu îți dai seama că chipiul ăsta prinde bine. Mm-hmm. Fața știi cum, o mai tragi. Da. Părul rămâne sur. Părul rămâne sur. Dar dacă îl vopsești, îți cunoaște. Exact. Așa că asta e... Asta e ceva binevenit. Mai ales o dacii trec ani și... Părul însurește. Eu mi-aș dori foarte mult să facem un intro despre tine, pe care noi, jurnaliștii, vloggerii, îl cunoaștem... sau cunoaște mai puțin. Și aici este vorba despre persoanele care te-au îndrumat să faci primii pași în muzică, oamenii care te-au susținut, oamenii care au fost sinceri cu tine la o anumită etapă și te-au spus că asta este pentru tine, asta tu ar fi bine să faci și respectiv asta o să te reprezinte în viață. Să vorbim despre momentele din copilărie care te-au marcat, momentele care cu mare drag acum îți aduce aminte de ele și ți-au fost și o lecție, te-au învățat multe lucruri și cu mare, mare drag ulterior și la podcastul nostru ai plăcere să vorbești despre ele. Au fost așa oameni în viața mea? Au fost sau sunt? Au fost, nu țin legătura, nu că nu țin legătura, că eu nu vreau, cumva i-am pierdut. Eu fiind la școală, eu am învățat la numărul 6. Uh-huh. Școala numărul 6, sectorul botanică. Eram clasa 7 sau a 5-a, nu mai țin minte, 5-a, 6-a, 7-a. Știi cum la școală se fac careuri, 8 martie și așa mai 14 departe. 14 februarie, da. Și tot așa. Uite, trebuiau copii care să fie implicați în evenimentele astea, care să cânte, care să danseze. Să-i dăi Dumnezeu sănătate doamnei Tatiana și soțului ei. Codreanu, cred că le spuneau familia. Îmi luau prin clasă. Dar eu, când eram mic... Da, până vine ei prin clas, uh-huh, și a ne selecta, aveam un casetofon acasă cu casete. Da. Ascultam trupa Ozon, Trei Sudi, asta tot ce era un vogă. Da, 2002, 2003. Da. Și eu cântam, ei cântau la casetofon, dar eu cântam, acompaniam casetofonul și pe ei. Și știi ce mie mi s-a părut că eu pot cânta? Când au venit ei, întreabă, uite, noi aveam nevoie de copii care doresc și care o să margă la un mini casting, să vedem ce pot ei. Mm-hmm. Și eu cântând acasă, mi se pare că eu pot. Și am ridicat mâna. Să râdea, ca să fiu sincer, să râdeau colegii în hohoți, să râdeau de mine. Mai erau vreo doi din fund, că numărul 6 ce ziceau, că acolo învață toți nebunii. Și ei, nebunule, numai că zic alții, el zice, unde duci tu și cu tine? Așa-ți înapoi. Ei bine, au trecut lecțiile, noi mai aveam 6 sau 7 lecții și după ore ne aștepta în sala de festivități să vadă ce putea. Au venit din toate clasele, îți dai seama, cuvintele de copii. Și până la urmă a rămas 10, ei oricum au selectat și cine are ceva tangență, măcar cu muzica, că să nu... pui, tăiați mâinile la urechi și zice, străgi, dă-i jos de pe scenă când la eveniment, știi? Mm-hmm.
Și m-au ales. Și am început a cânta pe la sărbătorile care se organizau la școală. Eram un fel de vedeta școlii pe atunci. Anii au trecut. Ei au fost răspunzători de evenimente vreo 2-3 ani. Și după asta au dispărut. Nu se mai achita salarii sau școala nu a putut să-i mai plătească. Nu știu care a fost acolo situația. Și stăteam pe loc. Și zic la părinți, eu vreau. Ce vrei? Zic, măcar niște apărături. Dar părinții nu prea aveau bani. I-am convins eu până la urmă, s-a dus la bancă, a luat $1,000, credit. Atunci abia... $1,000 erau bani atunci. Era $4. Îți dai seama asta, că nu știu dacă îți dai seama, dar când era $4, ți-a fost de mult tare. Sau abia apărut să euro, dar în fine, cam pe acolo. S-a luat $1,000 credit și ne-am dus la Valeriu Cornea. Avea niște aparataje în vânzare. Țin minte, ne-am dus la Călăraș. O cânta câteva cânti la aparatura pe care ne-a vândut-o. M-a dus acasă. O stat o lună, două, trei, am mai cântat eu. Dar stătea. Tata zice, uai băieți. Apuc-te de treabă și... Am băgat bani și facem mai departe. Și nu știu ce îmi dă mie prin cap, zic, tată, hai să facem discotecă în sat la Netale. El trăie într-un sat din Strășani. S-a dus, el a strâns semnături de prin sat, a vorbit cu primarul, mi-a cumpărat niște Sfeto Music Show de lumini. Am instalat, tata la intrare, eu DJ, dă-i bătaie. Mai băieții, prima seară ghine, a doua seară ghine, următoarea săptămână, iar ghine, piște o lună, și-a pus afli satul din prejur de discotecă. Și-a pus vii la fiete aici în sat. Cât au fost numai aici din sat, au fost ghine. Cum și-a pus vii cei de pe satele vicine? Da, pe atunci. Frate, da bătaie. Deci, da bătaie erau sănătoase atunci. Și vorbim, 20 și de 8 10. Unul scuipa dinții, altul ține de ochi. Eu nu știu, cred că avem vreo 12 ani avem, nu știu. Tu nu înțelegi ce se întâmplă. Nu înțelegi, mi-am văzut atâta show pe mine, nu mai impresionez amul cu nimic. Îți dai seama, că vine poliția, poliția ce face? E vine. Dar nu se implica, nu se implica, ei se uitau. Aha. Cu tare. Și a doua zi suna și chema la sector. Să era și periculos pe atunci. Să lămurească. Dar îți băteau tare. Era un polițist la 3-4 sate și să faci tu. Da. Eu am văzut bătăi. Serios. De noi nimeni nu s-a atinge că știu că a doua zi... Trebuie să fie DJ mai departe. A doua zi știu că e problemă, știi? Cumva și primărița s-a început a revolta că noi nu putem gestiona toate bătăile astea, știi? Dar între timp până a termina treaba cu discoteca, oamenii încep să apeleze la noi să-mi ducem la... Cineva zice, de exemplu, nu știu, la armată sau... Încă să mai practica atunci cu pitreșerile astea. Mai pui o muzică, mai... Da. Și mișa mai bine ca la discotecă. Și noi de-am făcut să lumea o leacă ne știe și am început ca DJ de-am pe acasă. Pe la niște botiezuri, pe la niște pitreșeri la armat și tot așa mai departe. Într-un final, discoteca am închis. Ne-am mai cumpărat eu niște sculi ce am mai avut nevoie și am început a cânta câte un cânt, câte două la fiecare eveniment de sau îmi punem muzică. Și am văzut că la lume le place, lumea bate din palme. Între timp eu am început să merg la școală muzicală, la Alexei Stărcea, și am început să înțeleg faptul corect și am văzut că la lume le și place. Foc la ghete mai departe. Evenimentele. Nunțele, cumetriile, evenimente private. Avem câteva podcasturi cu câțiva invitați care cântă la asemenea evenimente, manifestații, dar mă gândeam, uite, nu este potrivit, știi, să pun întrebarea asta, știi, o să găsesc totuși omul care o să poate să comenteze. Pentru mine nu este clar o chestie și începe deja cumva să mă irite dintr-o parte.
tu faci piesa, da? O lansezi, ea devine populară, apoi este cântată piesa, da, la nunț, cometrii, evenimente private de alți artiști, interpreți. Omul care piesa aceea probabil nu a auzit-o, sau poate a auzit-o undeva, știi, dar bine, omul nu a văzut pe YouTube cine cântă, poate e cunoscută vocea, dar nu înțelege cine o cântă, el crede că piesa asta este cântată de interpret cu tare la asemenea eveniment. Da, aici. Ca să le fii la toți bine, ca toți să rămână mulțumiți, ca să nu fii scandaluri, plagiere. Mi-aduc aminte anul tot 2018 de care tu vorbești. Scandal peste scandal. Ca și la încânt cântele mele, că nu-i de bani, ca și la așa, că pe mine nu mă știe, că e o încurcătură, că se asamnă vocea. Cum ieșim din situația asta? Eu am să pun așa o situație. Eram la o nuntă, invitat. Cu pusul banilor pe masă. Așa? Eu cred că ori mirii nu a anunțat că or să aibă un invitat special și anume pe cine, sau pe muzicanți și ei durut în cot. Când a venit invitat special, tot programul lui Cap-Coadă a fost cântat. Este vorba despre o interpretă, artista poporului, foarte bine știe toată lumea, nu vreau să dau nume cap... nu cumva să supăr pe cineva. Eu cred că absolut nu e normal tot ce se întâmplă. Dacă n-ai piesă, șezi acasă, nu ieși. În ultima perioadă au apărut mulți prestatori de servicii, că cum ar fi surprins la domiciliu. Da. Cunoscutele surprinzi la domiciliu. Da, da, ele s-au bucurat de succes. Perioada pandemică. Pandemie, da. Uite, haide că ăștia care îți duc cu niște flori, recit o poezie, e ok. Eu n-am treabă, eu în genere cu nimeni. Câștigați-vă până cum puteți. Dar tu, dacă ești invitat acolo să faci ceva și ai tu pe eu să încânți melodiile mele, el nu are din să știe că eu am să vin după dânsul sau că am să vin înaintea lui. Dar așa oamenii vreau să-ți spun că sunt care el, neavând nici o melodie, cumva o hăipuit o leacă pe Facebook că s-a dus la bunica Liza și bunica Liza a început a plânge și a sensibilizat acolo, nu știu, 200-300 de oameni sau câteva mii de oameni. Și el are acolo, nu știu, comenz, că se duc să livreze niște flori și mai are și tu pe eu să cânte piesele altcuiva. Tu închipuiți, dacă îți duci cineva, invitat special, sau în genere cu muzicienii e mai ușor, deoarece eu anunț Mirele și Mireața, în ziua când eu venit și au bătut palma cu mine, că eu să fiu prezent pentru o oră la evenimentul lor, eu îi spun de start să anunț muzicienii că o să aibă un invitat special și cine o să fie acela. Că eu să nu mă trezesc că eu am venit invitat special și piesele mele deja au fost cântate de muzicieni. Și eu așa cumva minimalizez riscul ca piesele mele să fie cântate până a venit eu. Știi cum zic? Dar... sunt ăștia care livrează flori sau nu știu ce fac ei acolo. Cânt piesele, da? Uh-huh. El nu are din știi că eu am să fiu, știi? Și dacă el vine înaintea mea, încă e ok. Dar dacă vine după mine, cum poate să iasă oamenii ăștia din casă, în genere? Băi, nu te porni de acasă dacă n-ai cu și ei. Bine. Asta să controlezi în totalitate, nu poți. Să te apuci de bătut, tot nu poți. Că fug la poliție. Și nu e normal să te apuci de bătut. Și mai ales dacă ai o imagine bună, da. Și o strici în 3 secunde. Dar îmi pare rău că oamenii ăștia nu vor să înțeleagă. Foarte îmi pare rău. Înainte era mai ușor, când eram eu... pe vreo 15-16 ani. Ne întâlnim,
apare o problemă ceva. Și spun cum lucrau, cum stăteau lucrurile prin oraș. Că erai tu, nu știu, Viernea și Botanica, Nijnea, sau erai de la Ciocana sau nu știu de unde. Ne-am întâlnit fiecare cu grupa Padeșchi, cum s-ar zice, discutăm. Dacă nu s-a ajuns la niciun numitor comun, a ieșit, încerc, și ori îmi bate, el ne-i bot, ori îl bat eu. Și după asta suntem cei mai buni druși. Dar mă, nu mai lucrează așa, cu păreri de rău. Sau cu părere de bine pentru alții, știi? Nici nu știi ce mi-e gheni. Da. Lasă-i, nu știu, dacă ei sunt bine, lasă-i să cânte, de acolo unde eu nu sunt invitat, știi? Sau nu în locuri gen emisiuni și așa mai departe. Dar când merge vorba că el își face imagine pe piesele mele, Sămătă. Uite, acum eu am lăsat o piesă, Fratele rămâne frate. Mulți au început să hăipuiască pe piesa asta pe TikTok. Fără ca să menționeze că lumea întreabă acolo în comentarii, dar cui cânti cu ăsta, știi? Sau cel puțin dacă vede titlul, îl scrie pe YouTube și oricum găsește. Nici nu spune a cui, oamenii nu spun a cui, nici nu răspund în comentarii, dar au cântat. Îți dai seama, eu, cu cânticul meu, cu banii mei investiți, eu sunt pe Cacoita Valoghea și zic, frate, ai bun simț, ștergi de acolo, că nu lucrează așa. Tu nu poți să-ți faci imagine pe piesa mea. Tu dacă n-ai destul inspirație să ai o piesa ta proprie sau n-ai potențial financiar să duci la cineva să o cumperi la urmă, sunt problemele tale. Eu am pornit, nu mai eu știu de unde am pornit. Ca să, și ce-am prin ce-am trecut, ca să ajungă aici. Eu nu ne-o dau mama și tata, n-a valentină 5.000 de euro sau 6.000 de euro și duci să fie piesă și videoclip. Părinții mei când aud ce bani eu cheltui pe videoclipurile astea, ei mă întreabă, tu precis nu vinzi narcotici ceva, tot normal. Ei cumva într-un panic, băi, de unde copilul ăsta face atâta bani? Ei ca că sunt mai mari de ani și, dar atunci, nu știu, mult, 10 ani în urmă, îi spuneau întrebările astea. Tata, la mine tata a fost haiduc la viața lui. Și el știe o leacă. Cu ce se răsuflă și pe unde se răsuflă și unde poate să ajungă un copil care nu-ți discut cum trebuie cu dânsul, știi? Adică riscurile. Eu nu fumez și nici n-am fumat și nici n-am încercat să fumez. Tata mi-a fumat. Și lua pachetul de țigări și ne așezam așa cum stăm tu și eu. Începem discuția la ora 7 seara și termina la 4 dimineața. Anume pe subiectul ăsta, cu bani, ce și cum, și tot așa mai departe. Înțelegi? Și băieții ăștia, dacă cred că eu banii am luat din drum, că să-mi fac, i-am luat la părinți că să-mi fac piesă, sau chicat din pot, nu, eu am ușit pentru banii ăștia. Și pentru hiturile astea tot am ușit. Și am bătut pe la ușă, că cum e Bogdan Dascăl, Marin Capșon, i-am convins să lucreze cu mine, cu oamenii ăștia. Pe mulți refuză, dacă vrei să știi. Pe mulți refuză. Da, pur simplu nu vor, la podcast, dar nu numai Capșon. Deci, pare că Bogdan la fel. Eu desuri, ei pur și simplu nu vor să asocieze cu niște oameni. Ești la un alt nivel. Și ei tot au muncit pentru nivelul ăsta. Așa că eu vreau să le spun la oamenii ăștia să se calmeze. Eu văd că am foarte popular, ei cântă și piese din, s-au apucat de cântat piese din România și să facă nume piesele din România. Ei au noroc că piesele astea la artiști care ei le cântă, ăștia sunt bucșiți de bani. Ei n-au timp să stai pe TikTok. Dar România funcționează altfel chestiile. Da, dar eu ce vreau să zic, e foarte dur. Ei nici nu știu că cineva hăipuiește melodiile lor la greu și să face nume. Și lumea percepe că ăsta e cântul ăsta care el de fapt cântă cover. Înțelegi? Pur și simplu iau noroc cu oamenii și ei zbâcșesc de bani
Ei n-au timp, cred că, și de nunți, și de bani, și de ce vrei. Și ei n-au timp să stai pe TikTok, pe nu știu ce, și să fugă după un pistolet de scoapă, să-i lămurească că nu de care vorbim noi de la început. Înțelegi? Deci, dar la noi stau lucrurile altfel. Țara e mai mică și eu nu pot să trec cu vederea când mie intermet, îmi vin 200 de mesaje pe Messenger că, ia uite, ți-ți cânt. Mai încă și la autorul și compozitorul. Da, la piesa asta care eu am lansat-o acum, așa și este percepută, știi? Așa și este perceput. Nu bine, acum piesa a luat amploare pe YouTube și oricum poți tu să hăipuiești pe TikTok și unde vrei, cum ne-ai hăipui? Atât timp cât partea oficială pe YouTube se bucură de succes, tu nu ai cum să minți lumea. Dar eu vreau să le spun altceva. Gândești că mâine pui mâine îți dai ochii cu mine, cum ai să reacționezi? Te poți da ochii cu dânsul fără, cu dânsul, cu dânsul, cu dânsele. Fără ca eu să trebuia să mă întâlnesc cu cineva din ei undeva, eu să mă duc direct la însu acasă. Eu nu mă tem și nu ne-i rușine de nimeni. Atât timp cât eu știu că asta e munca mea. Lor trebuie să le fie rușine. Uite, acum 2 zile sau 3, nu-mi aduc aminte bine, este în vogă încă o știruță, s-au apărut o știruță despre o interpretă X, la noi, da, nu o să-i dăm nume, unde s-a întors de la un concert, da, din diaspora și s-a întors nemulțumit de organizarea evenimentului, mă refer aici. Eu înțeles ce nimeni de vorba. Să-ți spun eu. Desori, organizatorii, eu am umblat alea prin diaspora. Da? Irlanda, Londra, Paris și mai departe și urmează acum din septembrie și alte țări și tot așa. Tu știi câte oferte am refuzat eu cred că de-am toată Europa trebuie, și obțin în fiecare țară trebuie, dacă nu în mai multe orașe dintr-o țară, măcar cel puțin în fiecare țară trebuie să am câte un concert, da? M-au contactat organizatori și eu pe mulți am refuzat. Din simplu motiv că îți promit una și fac alta. Înțelegi? Noi acum nu vorbim care, și cum, care și cum cânt, că cânt cineva pe fonogramă, că cânt cineva pe viu, că mai sunt și din ăștia care vor să hăipuiască și vorbesc ceea ce nu a fost. Înțelegi? Sunt și așa variante. Lumea pur și simplu nu se documentează, asta e o mare problemă. Da, problema stă și în organizatori. Eu cred că când cineva spune public că nu-i mulțumit că s-a întâmplat așa ori s-a întâmplat așa, el spune de ce că lui s-a promis altceva. Este și așa o variantă. Pur și simplu lumea nu depune niciun efort, nimic, ca să documenteze, să vadă care e realitatea. O ieșit acolo unul care are 20.000 de followeri sau subscriberi, nu știu pe ce platformă se expună. Și-o zis că așa, și încep a distribui. Dar nu e corect. Eu, de exemplu, când ies și zic, oameni buni, nici nu ne-au plăcut, ce s-a întâmplat? Înseamnă că mie mi s-a promis altceva. Nu poate să fie așa, că mie mi s-a spus că a să fie așa, eu am acceptat și după asta zic eu, nu sunt mulțumit. Înțelegi? Înseamnă că aici s-a promis altceva. Eu nu vorbesc anume de un caz. De vreau să zic, eu am refuzat diferiți organizatori care m-au contactat din diferite țări. Eu, la moment, lucrez doar cu un organizator, până ce-o fi, care a organizat concert în diaspora. Crestul umblă, dar înțelegi, dar poate așa, dar poate încolo, dar mie nu-mi place vorbesc mult. Vorba mult sărășie omului. 1, 2, 3 și 4. Este bine, nu-i tot e bine. Tu îți dai seama cât chin
să zbori dintr-un oraș în altul, că toți vorbesc, da, și s-a așezat cu coronavirus și s-a dus și a venit. Nu e adevărat. Tu zbori din... Când te urci în avion, durează. Te dai jos din avion. Prin taxiuri. Ni spălat, ni mâncat. Te duci la hotelul și ala. Dacă dormi o oră, două, trei, bine. Trebuie să te duci la concert. Dar la concert trebuie să arăți bine. Treabă și să arăți și bine. Lumea vine acolo să plătească. Pentru că nu interesează că e transferatul în avion, că nu știu mai și pe acolo. Înțelegi? Și cu părere de rău, unii organizatori își permit să nu susții de cuvânt. Ei, știi cum e? Ei îți promit marea și sare, da? Bine, eu nu zic. Ei banii îi plătesc cu carte, înțelegi? Mm-hmm. Dar îți promit anumite condiții ca idei. Și lor nu le-a ieșit, de exemplu, acolo. S-au dus în minus, da? Cu concertul sau eu nu știu. Au planificat să vie un număr de oameni ca să... și o sumă și se ajungă și pentru asta și pentru ceea și pentru ceilalalt. Dar s-o aduna mai puțin. Și el începe să mai taie din ce și-a promis, știi? Aceeași cazare sau aceleași mese și tot așa. Și eu cred că omul are drept să plângă dacă ceva a fost încălcat. Da, dacă pur și simplu a vorbit numai că să hăipuiască, atunci știi cum, prin nemai o dar. Dar dacă a vorbit realitate, eu spun din propria experiență, eu știu că organizatorii câteodată sunt irresponsabili. Tu poți să înțelegi cu ei că să-ți cumperi bilet tur-retur, deodată cum te-ai înțeles. Dar ei poți să-ți cumperi numai dusul și venitul poate să ieftini când să vii, înțelegi? Și el nu se ieftinește și îți cumpără cu 3 escale. Dar tu nu te-ai înțeles cu 3 escale. Înțelegi? Și 3 escale durează uneori 48 de ore, de exemplu. Dar cum crezi că la noi artiști nu au pățit așa? Au pățit, pur și simplu nu vorbesc. Nu vorbesc, eu știu artiști care au pățit așa. Dar nu vorbesc că ia ca steme să nu iasă unul care are 20.000 de followeri sau are 3 și vrea să facă 10. Și vorbesc cei ce nu cunosc, știi? Sau din auzit. Hai noi să construim împreună cu tine acum, ipotetic, o situație. Tu, pentru sâmbăta care vine, ai în program 4 nunți, da? Trebuie să mergi la 4 nunți. Diferența de timp dintre ele este de o oră, o oră jumate, maxim 2 ore, da? Tu ajungi la evenimentul, să zicem, numărul 2 și ești solicitat pentru 20 de minute. Tu cânti aceste 20 de minute și vine Aldinanu Grișa cu Gicu și să încep, cum zicem noi la moldoveni, variante, hai, ești cânt 40 sau o oră, pentru că tu ai program și noi îți plătim ție mai mult și pe deasupra, cum să spunem la noi. Cum procedezi în cazurile astea? Eu tot timpul am lăsat de la mine. Dacă a trebuit să mai cânt o melodie, două, eu cânt. Eu nu sunt principial că mi-ai plătit pentru 20 de minute, am mai plătit pentru o oră. Eu, de fapt, merg pentru 45 de minute, o oră, da, programul meu. Dar întreb, concret. Dacă se apropie, eu fost cazuri. Hai, mai cânt, te rog, eu am cântat, de exemplu, toate piesele care le-a. S-au făcut 45 de minute, lumea s-a distrat, uite, atunci știi tăți euforici, așa, ferbinți, văzut ce veselie am făcut și-a venit Aldibadea Gheorghe, știi, m-a apucat așa de gât, a zis, bravo, dar eu vreau să mai cânt încă două cânci. Și mă întreb, care nu? Și-mi spune, uite, vreau un pahar cu gen să mai cânt sau da. Nici o problemă faci. Eu încerc de unde plec să-i lăs pe toți mulțumiți. Deamu, el nu are, dacă eu i-am cântat, că nu vine ăștia pucătătă nuntă, hai mai cânt, știi, îți dai seama. Îți găsesc, 2-3, îți găsesc acolo care zici, hai te rog, hai. Eu cânt. De acum, dacă mai vine și mai zici, hai mai cânt odată, el nu mai are nicio scuză, că eu i-am cântat.
Înțelegi? Dar... Ce străduiești, nu întârzi la evenimente? Eu nu întârzi la evenimente. Eu tot timpul... Dacă am spus la ora asta, eu sunt la ora asta. Dar îți faci o rezervă de timp? Sigur, sigur. Eu nu am de unde să știu... Ca să fie poliție pe drumul, să fie. Înțelegi ce vreau să spun? Bine, dar ora când ai aceste evenimente, tu o stabilești cu... Cu miri, cu cine mai invită. Nu, spre zi, nu neapărat cu data cu tare, el vrea la ora 9 și ceilalți tot vor la ora 9. E, uite cum eu lucrez. De exemplu, dacă mă sună și eu deja am un eveniment, da? Pe data care el vrea. Eu îl întreb la ce oră ar dori. Ar dori între prima și a doua masă sau ar dori după a doua masă. Și el, dacă principial vrea anume la o oră care eu încă nu pot să eu garantez, eu pur și simplu nu iau comandă. Eu nu vreau să duc omul în eroare pentru niște bani. Sunt interpreți care poate fac așa măgării. Dar nu poate. Sunt, că am auzit, lumea vorbește. Eu promis că vin la ora 10, dar el îți duci la 4 dimineața când îți dă tort. Nu? 7 ani de acasă trebuie să avem. Banii se cheltuie, dar noi rămânem. Ai avut cazuri când, nu știu, să mergi la un eveniment privat sau la un eveniment undeva public? Asta eu cred că întrebarea mea e absurdă, dar totuși. Scânți melodiile și oamenii să nu le cunoască, pur și simplu. Să n-aibă idei. Cine e să... Uite, eu... Câteva zile în urmă am cântat la Molovata Nouă, regiunea transnistreană. Așa. Eu am rupt capul, nu vreau să accept invitația. Fantastic. De la primar. Pur și simplu, eu știu că acolo sunt mai mulți vorbitori de limba rusă. Și primarul practic m-a convins, Valentin. E că la noi și ei au fost și ceală. Nu vreau, mie mi-e frică de astfel de momente, dacă sincer, știi? Mie nu-mi place să mă duc acolo unde eu nu s-a așteptat, știi? Da, poate primarul mă ascultă. Sau tu ai și o coreografie, îți dansezi și oamenii zice, și cu nebunul, când îți dansați singur. Și să știi, că dese ori, Oleg, azi mă bat, mă sună primar de pensate. Mă sună. Și eu nu merg, nu accept invitația. În primul rând, că tehnica care o să fie acolo instalată, posibil, nu o să-mi dăie posibilitatea să cânt pe viu. Și asta e prima problemă din care eu nu mă duc. În a doilea rând, acolo o să fie mai mult bunici bunici. Da, care cu siguranță au auzit pe undeva un pahar cu gin și o pleșințică, dar nu-i șeșor, vrei ei să audă. Eu mă stărui, eu înainte accept o invitație la vreun hram prin sat, bat în internet, mă documentez, văd ce populație are, cam cu și răsuflă satul ăsta. Și după mă gândesc dacă vreau să merg acolo ori nu. Iar și pentru mine foarte mult contează că să am, pentru cine cânta, să am cu cine lucra. Da? Că eu sunt așa, mai mult pentru tineret. Autoservice Garaj Orhei îți propune reparații startere, generatoare, schimb curea de distribuție și lanț de distribuție, reparații motoare, toată gama de întreținere și de servire auto. Toate acestea la Garaj Orhei. Suntem în sectorul Bucurie, pe strada Unirii 55 sau la numărul de telefon 0796 52 30. Tot la Garaj, te electricești și cu o cafea gustoasă. Tu ai un băiețel frumos. Mulțumesc. Și băiețelul ăsta frumos are o mamă frumos. Cum vine povestea voastră de iubire? Cum v-ați cunoscut? Uite, el, nevasta mea, practic, îi datorez totul. Ea avea 15 ani și eu 16. Noi am început să ne întâlnim. De când eu nu aveam, cred că... Nu că nu aveam, dar nu îmi permiteam atât de des să o răsfăț, nu știu, să-i cumpăr elementar un Snickers. Și o apă dulce, ca idee. Îmi permiteam, dar nu tot timpul, știi? Fata asta a fost
și la bine și la greu lângă mine. Au fost momente când banii care îi muncea e, mâncam eu. Mâncam împreună, adică cu banii munciți de dânsa. M-a înțeles tot timpul. Noi ne-am cunoscut, cum ne-am cunoscut noi? Aveam o... La numărul 6 când învățam, aveam o colegă de clasă. Păi și colega aceea tot timpul, ba o chișcam, ba nu știu ce, ba o mai bătiam, ba cum era pe timpuri atunci. Și e s-o schimbat în altă școală. Și am mai crescut noi vreo 2 ani și scrie eu, Liuda, de fain cunoștință cu vreo domnișoară, dar de treabă, zic. E greu viața pe aici, pe la Verhnea Botanică. Și el zice, băi, Valentin, am una bunșoară, numai și eu venit de la țară, dar o să ții, nu-ți dau cash nebun, nu-ți o dau cash nebun. E, nu știam, dar am să o prind pe Liuda, să mai flocăiesc odată, să-mi dai, nu, să-mi dai contactele. Și până la urmă ne-a dat. Păi a fost foarte greu să o conving să iasă cu mine la întâlnire. Știi, mi-a și la 15-16 ani am avut tineretul, internet, știu da, mai mult atunci decât știu părinții. Da, pe atunci puneam minute pe telefon ca da, să știm a scrie mesaje. Da, 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 să știi că așa și era. Și terminau în 2 zile sau maxim într-o zi. Da, cu... da. A fost foarte greu să conving, până la urmă sor s-au alungat din casă. Zduți, ești cu un băiet, fă cunoștință, nu știu de aici la fondul meu. Și așa au ieșit și încet, încet, relația noastră a evoluat. Și fapt care merită toată atenția mea, care merită tot ce se întâmplă în viața mea, să ai parte și ei. Deoarece la tine, cu mulți ani urmă, eu am avut la fel parte de toate neplăcerile și de toată sărăcia care au fost în viața mea. Și trec ani, femeie tot îmi spune, vezi, nu că îmi spune, dar mai discutăm noi așa. Când stăm la masă acasă, îți dai seama. Uh-huh. Seara și îmi spune că, uite, tu lipsești mult de acasă, știi... Tot timpul înconjurat de lume. Fete. De fete. Asta e veșnic, problema la bărbați. N-ai de unde să știi cum îți chică una cu tronc la ei. Și am spus în felul următor. În primul rând, eu nu fac copii să mă dispart. În al doilea rând, nu stau lângă tine pentru copii, stau că te iubesc. Și în al treilea rând, niciodată nu spune niciodată, da? Dar dacă s-ar să întâmple... Absolut, da, absolut, fără că să mai mă duc pe la judecăță, nu știu pe unde, și așa mai departe, eu sunt gurel cu mâna mea, dau jumătate ei, jumătate mie, că așa e corect, pentru că eu a fost și la bine și la greu. Au fost luni de zile când ei mă hrăni pe mine, în trecut, și m-am îmbrăcat dacă vrei. Care a fost cea mai dureroasă palmă în viața ta pe care ai primit-o? Cea mai dureroasă. Dar eu așa sunt de călit de amă, nu știu, din copilărie. Așa de tare m-a călit. Că dacă sunt dureroasă... Da, este una. Uite acum a venit în... ceartă cu mama. Mă doare foarte tare că mama nu și-o a văzut încă nepot. De ce? Din simplu motiv că oamenii sunt orgolioși și le pare că viața asta e atât de lungă. Deci voi nu aveți o comunicare? Este de câțiva ani, nu. Ce a stat la baza acestei, nu știu, decizii? Prostia ei, cred că. Deseori începe problemele la frață, știi? Eu am un frate și cumva având potențial, na,
financiar, zic să-i cumpăr și eu niște aparataj. Să-l bag cumva în sfera asta. Ce este legat cu prestarea de servicii la petreceri. De ce? Am cumpărat noi aparataj. Eu, având relații cu oameni care dau de lucruri la DJ, pe la evenimente și așa mai departe. Bine, am pus tot la punct. Acum s-a pus și băiatul de treabă. El a dat fete. Că ești, are 19 ani, 18. Aparatura în lombard. De pe la corporațiile astea de microfinanțare sau cum se mai numesc, ele care dau credite, nu știu cum. O luat de la vreo 5-6 credite. O luat, nu a spus la nimeni nimic. Pe lângă asta, eu, mie îmi place să, dacă am haine puține, dacă calitative. O rămas în apartamentul în care eu locuiam, da? Acolo am lăsat absolut tot. Absolut tot. Dar haine, și-a mele și-a lui nevastă, câteva mii de euro buni. Puține, dar buni. Poate și trec acolo de 10.000 de euro ce am avut mai acolo. Tet, terfelit, tet, nu știu pe unde, împrăștieti pe mahal și tot așa mai departe. Credit și așa mai departe. Eu, evident, să iau atitudine, dar cum așa, munca mea. Și aici nu-i plica mama. Că el nu a făcut așa, că el nu așa bun. Dar dacă nu a făcut unde e tăiat munca mea, unde? Dar eu eram conștient că, băi, nu mă întorci nimic înapoi. Dar copilul ăsta trebuie de învățat minte ca pe viitor el să nu mai fac așa. Au trecut câțiva ani buni. De atunci, fratele a înțeles că fără mine e greu. Până a se certa cu mine, toate ușile erau deschise. Până a se certa cu mine, banii erau mereu în buzunar. Până a se certa cu mine, totul era bine. După ce s-a certat și eu am închis ușa, totul automat a început să fie greu. Mi-a părut că tot ceea ce avea el, mi-a părut că asta sunt meritele lui atunci, îi părea lui. El nu era conștient. Au trecut ani, fratele a înțeles, s-a mai maturizat, a înțeles greșeala și cumva noi, la noi relațiile au început să fie mai bune, dar mama fiind orgolioasă, nu ia legătura. Nu ia legătura sau deci nu știu cum să zic așa că să fiu înțeles corect de lume, știi? Nu că neapărat ar trebui ea să iei legătura. Dar chiar dacă s-ar lua, cred că fie o legătură falsă, știi? Că omul trebuie să vrei. Știi cum? Omului poți să-i dai, dar nu să iei. Fix așa și aici. Omul trebuie să vrei. Dar dacă tu insiști asta, nu o duci la nimic. Valentin, noi în acest podcast am vorbit și despre carieră și despre rezultate și despre unele lucruri care se întâmplă în viața noastră cotidiană, dar totuși o ultimă întrebare o am pentru tine. Pe lângă toate acestea, ce este cu adevărat important în viață? Familia mea să fie fericită. Să nu duc dor, lipsă, dacă vrei, de nimic absolut. Prea multe neajunsuri am avut în copilărie ca eu cum să permit aceste lucruri. Și datorită la ceea ce am trăit eu în copilărie, eu cumva sunt cel care sunt azi și familia mea nu duce lipsurile care le-am dus eu. Eu nu zic părinții mei nu s-au stăruit, părinții mei au muncit foarte mult, dar așa erau timpurile. Eu când am copilărit, salariul era 1.000 de lei pe atunci. 600 de lei.
era greu. Eu trăind în oraș, dai seama, la bloc, zeci de familii, sute de familii. Uh-huh. Și în bucata aia de pământ între ei, noi erau vreo trei cartieruri, formate din fiecare cartier, format din câteva blocuri. Îți dai seama, cineva avea bicicletă cu viteză, dar eu încă mă cătăiem cu samacat care cu pocivni. Înțelegi? Eu putem să-mi dau seama că la noi e greu, că eu vedeam. Cineva mânca trei înghețate pe zi, în fiecare zi. Eu poate mâncam una pe săptămână. Eu în copilărie am fost într-o luptă continuă, tot timpul, ca să fiu la nivel cu cei care își permit. Mai bine spus, cu părinții care își permiteau să ofere mai mult copiilor lor decât părinții mei. Eu eram copilul, dar știi, în cartiere, în dvor, se bea mult pe timpuri. Băieții stăteau, beau pe întârziu, vodcă, bere și așa mai departe. Eu la 6:30 dimineața eram jos, strângeam toate sticlele care le-au lăsat din toate trei cartiere. La 6:30. La 7 se deschidea magazinul. Eu, lumea stătea în rând la magazin să cumpere pâine, de-o stăteam de amărând să dau sticle. Și cu banii care îi făceam, pe parcursul zilei sau pe parcursul săptămânii, depinde câți bani făceam, cu banii ce eu îmi cumpăram înghețat, îmi cumpăram apă, că să arăt că am și eu. Și că la noi tot e ghine. Încă pe atunci, eu având, nu știu, 6 ani, 7. A fost greu, erau timpuri grele, erau. În viața mea a fost o perioadă când tata ne-a lăsat. Așa s-a întâmplat. Nu pe mult, pe vreo 2-3 ani. Și mama fiind singură, având un salariu de 1000 de lei, ori nu știu pe acolo mai era, îți dai seama că da, înghețat, banii care dădea pentru înghețat, poate ce o zi la muncă, știi? Nu zic că nu-mi cumpăra, am cumpărat, dar nu așa cum poate alți părinți cumpărau la copiilor. Și eu îmi dădeam seama că noi trăim greu. Și eu atunci realizam că nu mă duc la mama să cer. Mama mă ocăra când mă vedea că eu duc maculatură, strâng și o duc, că duc sticlele de vodcă, că sticlele de vodcă nu le primea la magazin. Venea cineva o dată în săptămână și le colecta de acolo din ogradă. Cele eu le prindeam deoparte, numai cele de bere le duceam. Șampan. Am avut și eu câteva tentative. Și mama mă ocăra, de ce nu vii? Dar mie mi-era oricum, eu știam că e nu are. Ea n-a să-mi spui că nu. Eu știam că e nu are. Și da. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuția sinceră pe care am avut-o. Mulțumesc și pentru invitație. Mult succes în continuare la tot ceea ce faci. Multe concerte, multe piese de succes și de milioane, cum să zici. Milioane să fie. Noi am doi parteneri frumoși la chip și la suflet. Este vorba despre TikTok Burger și Beauty by Victoria din Orhei. Mulțumesc! Care frumos ne susțin și susțin invitații noștri cumva, s-au plăcut, vor să-i surprindă, ca aceștia să mai întoarcă la noi, la podcastul nostru. Sper că se mulțească! Da, Doamne!